Atunci când vrei să optimizezi compoziția corporală, ar trebui să ții cont de cele 5 principii de bază. Principiul caloriilor. Câte calorii să consum în funcție de obiectivul meu, dacă vreau să slăbesc sau să scad în greutate, ar trebui să consum mai puține calorii decât cele de mentenanță. Dacă va trebui să cresc în greutate, să pun masă musculară, ar trebui să consum mai multe calorii decât cele de mentenanță. Principiul 2 este legat de macronutrienți. Cum transform aceste calorii în procente în macronutrienți? Grăsimi, proteine, carbohidrați. Ce procente ar trebui să dau la fiecare macronutrient în funcție de obiectivul meu? 3. Este legat de ora meselor și ce mănânc la mesele respective, adică ce macronutrienți combin dimineața, prânz și seara, înainte și după antrenament. Principiul 4 este legat de micronutrienți, vitamine, minerale, aminoacizi și acizi grași esențiali, din ce alimente îmi asigur acești micronutrienți, iar principiul 5 este legat de suplimente, acestea vin și suplinesc golurile din nutriția ta pentru a crea o optimizare completă a nutriției care va rezulta într-o optimizare a compoziției corporale.